Slăvit să fie Domnul! Haideți să deschidem scripturile la pagina 857 și vom citi două versete din Cuvântul Domnului din Cartea Daniel, capitolul 1, versetul 8 și versetul 9. Cartea Daniel, capitolul 1, pagina Biblie, 857. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care le bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor dregători să nu-l silească, să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famililor dregători. Până aici cuvântul Domnului, vă rugăm să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru că și în seara aceasta suntem împreună la părtășie, la bucurie și mulțumim Duhului Sfânt care ne-a dat îndemn în, în seara aceasta și mă gândeam la David, care spunea, mă bucur că mi se zice, haidem la casa Domnului. David era împărat și avea slugi și avea argați, avea oameni de curte, avea oameni de casă. Și era întotdeauna cineva care îi spunea, David, uite, e, momentul să te duci la casa Domnului. Și zice, mă bucur. Îi mulțumim Domnului nostru Isus Hristos, care a îngăduit ca Sfânt să vie, să coboare între noi, să coboare în noi, să locuiască noi și să ne conducă tot adevărul, și el este cel care cred că în seara aceasta ne-a pus un gând frumos să venim în seara aceasta aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aseară s-a întâmplat, de, ne doream foarte mult să ajungem la biserică, la Eselnița, nu? Eselnița, Eșel, dar s-a întâmplat că, fiind foarte aglomerată stațiunea, Cineva ne-a blocat pur și simplu mașina și n-am mai putut să ieșim din parcare, am stat o oră și ceva, vă dați seama să cauți într-o stațiune pe cineva care a parcat o mașină, am încercat și am, parcă am regretat tot timpul acela momentul acela greu și astăzi m-am dus la ora 12 și am scos mașina din parcare și am pus-o undeva. Și când să ies iar din, la mașină, iar cineva aparca foarte, foarte aproape de mine și foarte, foarte greu, am reușit să ajung. Dar slăvit să fie Domnul, că suntem aici în seara aceasta și uh, uh, suntem noi, da? Dar cel mai important este că l-am chemat pe Domnul și El este aici. Numele Lui să fie binecuvântat în veci de veci. Pentru mine este o mare bucurie și pentru cei care probabil nu știu, au fost duminica trecută, când a fost, mă numesc Ionel Chichinești, vin tocmai din Oradea, coși două domnului slujesc în biserica din Băiele Felix și încă două biserici din județul Bihor. Și aș vrea să vă aduc cel mai frumos salut care se găsește în Iuda, vesetul 20 și 21. Și Dumnezeu dragoste să fie cu noi cu toții. Salutul frumos pe care creștinii, pocăiții în special, se salută harul și pacea Domnului să fie cu noi. Dacă avem harul lui Dumnezeu, care include inclusiv pacea Domnului Isus Hristos și Domnul spunea, vă dau o, o, pace care nu poate da lumea. Și această pace este pacea pe care nouă Domnul ne-a dat-o și mulțumim. De această stăm liniștiți aici, nu avem nicio problemă, indiferent ce ar zbura pe deasupra acestei case sau acestei țări, noi am primit pacea Domnului nostru Isus Hristos care ne ajută să înțelegem că dacă se termină aici, ne mutăm dincolo. Și Domnul să ne ajute. Când se va termina aici, să ne mutăm în țara Regelui nostru, Iisus Hristos. Numele Lui să fie binecuvântat în veci de veci. Mulțumesc fratelui Pastor care a avut amabilitatea să îmi dea un cuvânt și mă rog în seara aceasta, Domnul, să deschidă o ușă de cuvânt. Pentru că noi putem, putem să vorbim foarte multe lucruri, dar atunci când vorbește Dumnezeu, lucrurile stau altfel. Vreau în seara aceasta să vorbească Dumnezeu. Inspirat de. Uh, Sărbătoarea de astăzi, inspirat din Scriptură, inspirat inclusiv de mesajul pe care l-am auzit în seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să citesc aceste două versete din cea mai una dintre cele mai frumoase cărți ale Bibliei, scrise de, ca autor, l-a avut autor, la, sau -are ca, ca, și autor, pe fratele nostru Daniel și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze toți Danieli de aici. Și nu numai Danieli, ci pe toți cei care portă, indiferent care nume, pentru că toți deopotrivă portăm numele de copii ai Lui Dumnezeu. Numele Domnului să fie binecuvântat în veci de veci. Fie ca seara aceasta să fie o seară în care să ne regăsim fiecare dintre noi, acolo unde ne este locul, chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o și nu în ultimul rând, poziția noastră, identitatea noastră în Isus Hristos, numele Domnului să fie binecuvântat în veci de veci. Am ales în seara aceasta un erou al credinței, un erou al Evangheliei, un erou al împărăției lui Dumnezeu, un erou al lui Israel, un erou care pe bună dreptate, chiar dacă a fost dus în Babilon, chiar dacă a avut smuls din țara lui, din locul lui, Oricât de frumos e aici la dumneavoastră, la Herculane și la Orșova, parcă acasă cunoști lucrurile mai bine. Știi cum să te adresezi, știi cum să te pui, știi cum să te comporți, știi unde sunt lucrurile, pentru că așa e acasă. Și ceea ce este foarte frumos este că într-o zi Domnul ne va duce acasă la El. Aleluia! Învățăm încă de aici lucrurile de acolo. Nu poți fi acolo cu Domnul dacă nu ești aici. Și Domnul să ne ajute să fim aici și atunci când ne vom muta, definitiv acasă, vom fi cu uh, uh, siguranță fericiți pentru că Domnul nostru, Isus Hristos, va fi prezent. Numele Lui să fie prezent în seara aceasta, în inimile noastre, în viețile noastre și să lase Duhul Sfânt peste noi. Amin! E nevoie mai mult ca oricând ca Duhul Sfânt să coboare în inimile noastre, să ne vorbească, să ne lămurească, să ne convingă despre lucrurile care, uh, pe care trebuie să le facem. Deci asta astăzi lumea este plină de cărți, de, de, de surse, de inspirație. Nici nu mai știi ce să citești, pentru că atât de multă informație există. Și ați văzut lumea asta, în special atunci când noi încercăm să ducem Evanghelia oamenilor și încercăm să-i facem, într-un fel să-i convingem că mântuirea este un lucru necesar, că mântuirea este primul lucru și primordial în viețile oamenilor. Parcă lucrurile nu se întâmplă dacă acolo... Nu este Duhul Sfânt. Și eu cred că în seara aceasta Duhul Sfânt este atât de puternicit de către Dumnezeu și atât de, atât de capabil ca prin viețile noastre, prin inimile noastre, prin glasurile noastre și prin vocele noastre să-L convingă și să ne convingă pe fiecare de statutul nostru în Hristos. Numele Domnului să fie binecuvântat! Cât de frumos poți să vorbești despre Daniel, un om al lui Dumnezeu, și întrebarea mea în seara aceasta, dacă ar trebui să vorbească despre tine, ce s-ar vorbi? Ce ai scrie? Dacă trebuie să scrie o carte, cum e cartea lui Daniel, ce ai scrie? Dacă trebuie să scrie un psalm, de exemplu, ce ai scrie? Am văzut multe poezii frumoase, cântări, autori creștini care au scris, dar dacă ar trebui să scrie o istorie care să rămână uh, peste viacuri, ce ai scrie? Și iată că în seara aceasta Duhul Sfânt îl inspiră pe Daniel, îl însoțește pe Daniel să scrie una dintre cele mai frumoase cărți ale Scripturii, foarte, foarte asemănătoare cu cartea Apocalipsa, pentru că ea vede lucrurile în viitor. Nu vede doar prezentul, ci vede în viitor. Și cel ce vede în viitor este Dumnezeu. Cel ce vede în viitor și cunoaște viitorul este Duhul Sfânt. Numele Lui să fie binecuvântat în veci de veci. Nu știu câți sunteți aici, dar văd că o mare parte sunt tineri. Gândiți-vă că undeva la 10.000 de tineri sunt luași din, din Israel, din Ierusalim, undeva la 10.000 de tineri și spune Biblia, cuvântul Domnului că împăra, de țar, care probabil cunoștea foarte bine Israelul, cunoștea contextul lui Israel, cunoștea succesul lui Israel, cunoștea mentalitatea lui Israel, cunoștea uh, inclusiv uh, dotarea din punct de vedere a științei și a oricăror lucruri uh, uh, cu privire la Israel, el dă foarte, foarte, foarte uh, importante. Uh, o poruncă foarte buternică, o poruncă care să vizeze în mod special niște copii, niște tineri foarte, foarte bine înzestrați și mai cu seamă spunea dacă e posibil să fie dintr-o viță nobilă, din oameni care au făcut ceva în viață, din oameni care s-au remarcat ceva în viață, deși foarte interesant. Nu găsim, deși Daniel a scris această foarte frumoasă carte. M-am gândit de multe ori, de ce nu v-a scris Daniel măcar de părinții lui? Să scrie, băi, ăia au fost părinții mei. Să fie, să scrie Daniel, uite cum mergea cu mama la templu. Să scrie Daniel ceva despre frații lui. Să scrie ceva foarte interesant. El lasă lucrurile într-o într într stare în care noi să înțelegem că Daniel a fost omul lui Dumnezeu care probabil a avut o educație aleasă, fie de la mama lui, fie de la părinții lui, fie din altă parte, fie inclusiv contactul lui cu templu, contactul lui cu oamenii religioși din vremea aceea. Dar ceea ce remarcăm într-un mod special este că omul acesta rămâne, este, rămâne într-o strânsă legătură cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Ne-am rugat și ne rugăm și noi pentru România! Și acum întrebarea mea este, oare România să fie cea mai josă țară din lumea asta? Am călătorit mult în în lumea asta. Am fost în Africa, am fost în, în India, am, în Australia, în America. Nu spun asta ca să, să spun unde am fost. Și am văzut, nu mai vorbesc de Europa, și am văzut toate structurile societății și toate nivelele de viață și toate nivelele de, de, de civilizație. Să fie oare România țara cea mai de jos? Să fie oare România care într-adevăr, și nu numai România, ci lumea întreagă are nevoie de Dumnezeu. Amin? Lumea întreagă are nevoie de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Foarte interesant. Cuvântul Domnului spune că Dum Domnul a dat, Domnul a dat în, în mâinile, a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu nebucănățar au dus vasele în țară și ne în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său și uh, lucrurile, uh, lucrurile uh, încep să prindă contur și să aflăm ce a făcut, ce s-a întâmplat de altfel. Foarte interesant un lucru și aș vrea să vă spun indiferent ce se întâmplă, indiferent care este contextul social, indiferent care este situația noastră materială, indiferent dacă trecem prin boală sau suntem sănătoși, vreau să vă spun un singur lucru, Dumnezeu rămâne credincios. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. E foarte greu să înțelegi cum un singur popor pe care îl avea Dumnezeu și ăsta să-l ia din casa Lui, de la masa Lui, din patul Lui, de la templul Lui și să-l ducă într-o țară păgână. Într Gândiți-vă că Babilonul în vremea aceea era unul dintre imperiile cele mai puternici. Se remarcă de altfel că în Babilon, erau uh, consemnate una dintre cele șapte ale lumii și uh, Babilonul impresiona. Ceea ce vreau să spun în seara aceasta este că Babilonul reprezintă altceva decât o lume fără Dumnezeu. O lume fără Dumnezeu. Dacă Israelul există astăzi, uitați-vă că Babilonul nu mai există. Deși el a fost undeva, știți, undeva în Irakul de astăzi, pentru că lumea fără Dumnezeu, omul fără Dumnezeu nu rezistă. Nu rămâne. Tot ce este în afara lui Dumnezeu, tot ce este fără Dumnezeu, nu rămâne. Se dărâmă și acest aspect este foarte bine relevat și revelat de, de Daniel, omul lui Dumnezeu slăvit să fie Domnul. Dacă ar fi să punem, dacă ar fi să punem un, un, un titlu, un, un mesajului pe care vrea să-l relateze Daniel din aceste două versete și nu numai, m-am gândit Zice așa, Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Care ar fi mesajul pe care, titlul care l-ai pune, predice, dacă ar să predici în seara asta, dacă ar să spui ceva, dacă ai sta în fața unui profesor și ai citit două versete de aici și ai, te-ar întreba, ce subiect, ce crezi tu? Și mă gândesc că, că în seara aceasta, pentru noi, ca drept învățătură ar putea, am putea să punem un subtitlu acestui, acestui text. Fii hotărât chiar dacă. Fii hotărât chiar dacă. Daniel nu știa ce se va întâmpla. A știut doar un singur lucru. Că într-o zi a venit armata lui Nebucanețar, a luat cei 10.000 de tineri, și nu, nu, cred că e urcat în avion, că nu știu, nu erau avioane pe vremea aceea. Nu cred că e urcat în metrou, nu cred că e urcat în tren, nu cred că e urcat în autobuse, ci probabil i-o legat cu lanțuri și ei călare pe cai, probabil că atunci așa era la, așa stăteau lucrurile și prin pustiul dintre Ierusalim până la Babilon, oamenii aceștia au mers au mers fără apă, fără mâncare, probabil, legați cu lanțuri, ca să arate sistemul de vremea aceea cine-i Babilonul. Și iată că oamenii lui Dumnezeu, copiii Domnului, ajung în Babilon. Ajung în Babilon, impresionați de frumusețea Babilonului, impresionați de, probabil, hotelul, de cine, cine știe câte stele, unde i-or fi cazat, impresionați de zeitățile, Dezeitățile din Babilon, vă, vă spuneam, spuneam la turnul Severin, când a fost în India, acum câțiva ani de zile, și uh, indienii sunt un, în jur de un miliard și vreo 400 de milioane și iau 330 de milioane de Dumnezei de zei. 300, 330, uh, întotdeauna uh, încerc să nu greșesc cumva. Și când fratele batut la păstorul de acolo, ne-a spus că sunt atât de Dumnezeu, a zis, bă, zic, hai să mai repet o dată, te rog, să nu cumva să greșesc. 330 de milioane de Dumnezei și noi avem unul singur. Aleluia! Aleluia! Dumnezeul nostru este Dumnezeul cerului și a pământului. Numele Lui să fie binecuvântat. Gândiți-vă ce eforturi trebuie, trebuie să depui ca să satisfaci 330 de milioane de dumnezeu. Ce eforturi, ce trebuie să faci tu ca să-i satisfaci pe acei Dumnezei? Că fiecare Dumnezeu are mofturile lui, are pretențele lui. Noi avem un singur Dumnezeu. Aleluia! Și Dumnezeu nostru, printre multele nume care le poartă, este Dumnezeul Jehova Rafa, care în seara aceasta vrea să vindece. Aleluia! În seara aceasta vrea să restabilească. În seara aceasta vrea să, ridice, să, mă ridice pe mine și pe tine, pe noi toți, lăudat să fie în numele Lui. În acest sistem de valori, din punct de vedere uman, care impresionau și când, gândiți-vă că după ce au fost schimbați, după ce li s-au dat haine, pentru că ei trebuia să pășească înaintea împăratului, datorită ordinului care fusese dat, și s-au uitat, bă, ce frumos e aici, ce frumos e aici, ce grozav e aici. Păi, probabil și-au dat seama că țara în care au, au intrat, în care au ajuns, e mai bună decât țara lui Israel, când au văzut ceea ce, de fapt, au văzut cu ochii lor. Și în momentul în care spune cuvântul Domnului că i-a uh, fost rânduit uh, lucruri serioase, lucruri uh, clare despre ce trebuie să facă, cum trebuie să se comporte și, inclusiv, ce trebuie să, se, să mănânce și parcă îl văd pe Daniel, noi ne ducem la masă în fiecare zi, seara, dimineața, la miază și ne uităm ce e pe masă. Când Daniel a intrat acolo și a zis, ei nu, o oh, nu, ce aici nu-i pentru mine. Ce-i pregătit pentru cei care suntem aici nu pentru noi. Și spune cuvântul Domnului că Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Doar erau niște mâncări cu bucățele alese ale împăratului și cu vinul care le bea împăratul și a rugat pe căpetenile famelor dragător să nu-l silească să se spurce. Știți ce însemna asta? Viața. Pe păi oricum ei erau robi. Dreptul lor era redus la zero. Dar uitați ce face între versetul 8 și versetul 9, este doar un singur verset. Intervine Dumnezeu. Aleluia! Intervine Dumnezeu. Și când intervine Dumnezeu, niciun împărat, niciun dregător, nici o stăpânire nu poate să stea înaintea hotărârii lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului în versetul 9, Dumnezeu a făcut, Daniel s-a hotărât, Daniel cu cei patru frații lui, s-a hotărât și a zis, no, dacă murim de foame, dacă ne omoră, dacă ne trimite înapoi, dacă orice se întâmplă cu noi, noi nu mâncăm, dar era niște, doar o mâncare. Era doar o mâncare. Doar contextul în care erau, doar împrejurarea în care erau, doar mesele la care erau, trebuiau să fie, să fie parte. A zis, asta nu-i pentru noi. Să vadă Dumnezeu atât de amănunțit lucrurile? Să cântărească Dumnezeu atât de aproape, atât îndeaproape lucrurile cu care noi ne confruntăm în fiecare zi? Da. <coughs> în momentul imediat următor spune Cuvântul Domnului. Că Daniel a zis, noi nu intrăm aici. Nu-i pentru noi. Nu-i pentru noi. Intervine Dumnezeu. Dumnezeu a făcut ca Daniel să cape de bunăvoință și trecere înaintea căpetenilor famenilor dregători. Doar nu vă Daniel ceva deosebit. Doar nu-și arătase el iscusința lui. Doar nu-și arătase, probabil în a să-și arate calitățile lui, să zică, ăsta Uite un om serios, merită să mă atașez de el, merită să-l iau sub aripa mea, merită să risc pentru el. Dacă n-a ris riscat căpetenia famililor, a riscat Dumnezeu. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Dacă nu vor risca oamenii pentru tine va risca Dumnezeu pentru tine. Pentru că el va spune, eu știu cine e Ionel, eu știu cine e Maria, eu știu cine e Iosif, eu știu cine e Beniamin, eu știu și îl cunosc. Eu sunt gata să risc. Și riscă Dumnezeu. Își pune Dumnezeu numele Lui înaintea celor patru. Aleluia! Și impresionează tot Babilonul. ca lucrurile să pară altfel și să fie un, ca un joc și de acomodare, spune cuvântul Domnului, că ce-au făcut, ce -au făcut căpeteniile care erau acolo, cei care au fost puși peste ei, le-a schimbat numele. Primul lucru, zic, bă, să nu mai auzim de Daniel, de Ședrac, uh, 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 Meșac și Abednego, au fost numele lor, de numele astea evreiești, care nu ne plac, nu ne plac numele evreiești, le schimbăm numele. Așa au făcut. Le-a schimbat numele. Au reușit să schimbe numele. Au încercat să le schimbe identitatea lor prin schimbarea numelui. Să spună nu mai sunt evrei. Sunt babilonieni. Poartă numele de babilonieni. Și auzeam duminică aici, vorbindu-se despre identitatea în Hristos. Le-au schimbat pe toate. Știți ce le-a putut să schimbe? Un singur lucru nu a putut să schimbe căpetenile famililor și întreg sistemul lui Nebucadnețar. Credința lor în Dumnezeu. Au încercat să influențeze, să le facă buletine noi, pașapoarte noi, cu nume frumoase, dali babilonienilor. Dar ce n-a putut să schimbe? Nu le-a schimbat identitatea lor în Hristos. Haleluia! Și credința lor puternică într-un Dumnezeul cerurilor, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu să fie binecuvântat în veci de veci. Probabil, după ce au refuzat să ducă la mese, a zis, hai să mergem în templu. Gândiți-vă că în templul, în templul din, din Babilon avea 173 de altare, idolești. 173. Probabil, acum când am văzut ce e în India, mi-am dat seama că nu erau foarte, foarte multe. 173... Era templul lui Marduc cu o statuie impresionantă, impresionantă, probabil din aur, care cântălea undeva la 25 de tone. Deci oricum te-ai fi uitat, te impresiona sistemul de acolo. Pe zis, noi nu avem de-a face cu ei. Ce să facem noi cu 25 de tone? Ce să facem noi cu 173 de altare? Noi avem un singur altar. Și altarul nostru se, al se numește altarul rugăciunii. Altarul nostru se numește altarul ascultării. Altarul nostru se numește altarul încrederii în Dumnezeu, glorie Domnului. Sunteți mulți tineri și să știți că aceleași lucruri ne încearcă și astăzi pe noi. Chiar dacă trăim într-o țară liberă din punct de vedere religios, chiar dacă trăim într-un context al libertății din punct de vedere al credinței, într-un anumit fel, noi suntem încercați în fiecare zi și credința noastră este testată în fiecare zi, încrederea noastră în Dumnezeu este testată în fiecare zi, datorită acelui care ne cunoaște. Dacă nu ne-ar cunoaște, Domnul nu ne-ar pune la încercare. Nu ne-ar pune. Dar pentru că ne cunoaște, ne pune la încercare să fim o mărturie și să spunem, El este Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un tânăr care s-a pregătit pentru INM, pentru Institutul Național de Magistratură, și s-a dus la examen. Erau 5400 de uh, uh, studenți și existau doar 140 de locuri. Cei mai buni din țară, dintre cei mai buni. Oameni care se pregătesc să fie judecători și procurori. Și sunt trei teste foarte grele, pentru care trebuie să te pregătești intens. Și mi-aduc aminte că îmi spunea la un moment dat că a trecut cele două teste, pentru că condiția este că la fiecare test să treci fiecare test ca să poți să urmezi al doilea și al treilea test. Al treilea test era un test de interviu în care trebuia să-ți alegi un personaj care ți-a marcat într-un anumit fel viața, ți-a marcat viața, fie scriitor, fie compozitor, fie împărat și așa mai departe. Și tânărul nostru, că din a spus pentru mine cel mai bun, cel mai bun exemplu a fost Domnul Isus Hristos. Și să te în fața unui consiliu care judecă probabil, gândiți-vă, o țară, Analizează 5400 de, de viitori sau uh, cei care își do doresc să ajungă procurori sau judecători. Și a pus în toate întrebările și a spus, uh, pentru mine, personajul care mi-a marcat viața a fost și este Isus. Bineînțeles, juriul care era acolo, care, din care făceau parte judecători, procurori, psihologi, și pedagogi de toate categoriile care au uh, are legătură cu această meserie. Și când s-a terminat, procuroarea s-a dus la el și l-a felicitat și a spus, extraordinar, dar unul dintre cei care erau acolo a zis, aici sus, nu prea, m-ați înțeles. Mi-aduc aminte că a venit acasă, și știi când aștepți lista, gândiți-vă că 5.400 de nume și doar 140 la 141 ești deja sub linie și nu mai ai nicio șansă. Și așteptat răspunsul. Dar când acest băiat avea șase ani, s-a dus la mama lui și a zis, mamă, dăm 50 de lei, parcă 50 de lei. Spălvasă pentru ei, pentru 50 de lei. Și când o să ajung judecător, să ți dau înapoi. La șase ani. Dragi frați și surori, dragi tineri, sunteți aici ca să deschideți ochii, să visați. Și mulțumim lui Dumnezeu că le-a ochii, să vedem ceea ce nu se vede astăzi. Nu se vede nimic. Să vedem împărăția lui Hristos. Să vedem împărăția cerurilor. Să vedem împărăția în care domnește Iisus Hristos. Aleluia! La șase ani, nici nu știi ce e la judecător. Ei bine, a venit ziua uh, probei, ziua rezultatului și tinerul nostru s-a aflat sub cei 140. Adică 141. Este așa de greu, pentru că așa e viața, e greu. Și... Am văzut reacția lui. Să stai câțiva de zile să te pregătești în fiecare zi, în speranța că vei reuși și vei face ceva și ai făcut tot ce îți stă în putință. Și mi-aduc aminte că eram aproape, a căzut cu capul aici pe pieptul meu și am zis așa. Dacă nu te-ai rușinat de Dumnezeu, de cel care ți-a fost model, într-o zi vi ajunge judecător. Asta a fost profeția mea, cuvântul meu. A urmat timpul, bineînțeles, e un timp greu, timp de așteptare, încă un an de zile, e un singur examen, doar în România, unde iar sute și mii de oameni se pregătesc pentru această uh, profesie, și acest tânăr, în final, a ajuns judecător. Iar doar atât de am putut să spun, Dumnezeu este împărat peste întreg pământul. Și Dumnezeu este Cel care a dat în mâinile Lui, foarte interesant, pe poporul Lui, pe împăratul Lui Iuda. Nu scrie aici motivele, probabil le deducem sau le deduce, indiferent care fiele. este și face parte din planul măreț al lui Dumnezeu. De așa aș vrea să ne rugăm, dragi și sorori, nu numai acum, ca Dumnezeu să binecuvânteze România, să binecuvânteze Dumnezeu copiii României, să binecuvânteze Domnul pe cei care au ajuns în dregătorii, presiunile sunt extrem de mari, din punct de vedere uh, men mental, uh, din punct de vedere uh, psih psihic, ca să stai în fața unui om să-l judeci cu dreptate într-o lume a nedreptății. De aceea mă rog și cred că în seara aceasta sunt aici tineri care s-au încrezut și se crede Dumnezeu. Și oriunde veți ajunge să știți un singur lucru, Dumnezeu rămâne pe tron. Și atunci când ai căzut la examen, dar tu ți-ai făcut datoria. Dar tu ai făcut tot ce a fost posibil și tot ce este posibil ca să ajungi să-ți faci toate, tot ce depinde de tine pentru a ajunge într-un moment al vieții. Și vreau să vă spun cu siguranță, Dumnezeu își va face datoria. Dumnezeu își va face datoria. Și a zis, nu mi frică. Nu mi-e frică cu Daniel, cu Hanania, Mișael și Azaria. N-am nicio problemă. Eu știu cine sunt ei. Zice, eu îl cunosc pe robul meu Iov. Și eu spune, eu știu că răscumpărătorul meu este viu. Și într-o zi îl voi vedea. Și ce va fi? Ce se va întâmpla? El, pe care îl cunosc, el care mă cunoaște îmi va fi binevoitor. Întrebarea din seara aceasta pentru noi toți, îl cunoști tu pe Dumnezeu? Te cunoaște Dumnezeu? Poți să spune Dumnezeu, eu cu omul ăsta mă duc până la capăt. Eu nu omul ăsta am încredere, cu omul ăsta n-am nici, nicio nici o surpriză. Foarte interesant, Dumnezeu ridică pe nebucanețar să domnească 45 de ani. Domnește. Un, un, om, chiar dacă el afirmă că Dumnezeu lui, așa, lui Daniel, un om fără Dumnezeu, un om care spune, dărâmați, nu mă interesează, eu am nevoie de ceva, de o statuie, nu asta care e capul așa, trunchiul cu tare, ăla de din fier, nu, nu. Eu vreau să nasc ceva care să fie din aur, să reziste pentru totdeauna. Și mai mult face altă prostie. Ia duce pe toți din împărăția lui să se închine unui chip de aur. Cei patru tineri cunosc și știu câteva lucruri. Aurul se poate topi. Statuia se poate dărâma. Omul va muri într-o zi, dar Dumnezeu rămâne veșnic. Numele Lui să fie binecuvântat în veci de veci. De aceea în seara aceasta este așa de mare privilegiu pentru noi că am venit să ne închinăm unui Dumnezeu adevărat. M-am uitat la un moment dat la o statuie a maimuței din India. E foarte, foarte înaltă. Și oamenii se duc acolo și se închină. Spuneam vineri, marți seara la, la Drobeta că am văzut un copil, am ieșit în biserică, și a văzut un copilaj, era slab, sărac. Știți că India are 80 de milioane de copii ai străzii. Deci, India are de patru ori, mai mult de patru ori populația României doar de copii ai străzii. Săptămâna trecută, acum două săptămâni trebuia să merg în India, a apărut o problemă și n-am plecat, dar au plecat al frați, care domnul le-a pus pe inimă și acolo au, au uh, construit o foarte frumoasă biserică de peste 500 de oameni, uh, în cap, peste 500 de, de persoane acolo și Dumnezeu lucrează cu semne și minuni, că este Dumnezeu nostru. Slăvit să fie numele Lui! Slăvit să fie numele Lui! Dacă iau 3 milioane, 330 de milioane de Dumnezei, un singur Dumnezeu face mai mult decât 330 de milioane de Dumnezei. Și mi-aduc aminte că într-o duminică Vedeți, contextul nostru românesc este undeva așa cum este el și ne rugăm ca Domnul să aducă vremuri de înviorare. Fratele păstor știe despre ce vorbesc. Este atât de greu să ne mișcăm, pentru că, zici frate, așa am învățat, așa, Biblia așa și scrie, că cum ai primit să rămâi așa, dar să te pocăiești. Pocăința este un proces, un proces, un proces, un proces care începe de undeva și se termină acolo în împărăția Domnului. Manifestările pocăinței, e adevărat, se, se, se produc într-un anumit context, contextul biblic, bineînțeles, dar ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. Și mi-aduc aminte, eram la seară de evanghelizare într-o seară și a venit o femeie, știți cum e, cum la induși, și a zis, eu de aici nu mai plec. Nu mă interesează ce faceți voi, nu mă interesează cum faceți, eu de aici nu, nu mai plec, pentru că eu astăzi pentru prima dată, dragi frate și surori, eu astăzi pentru prima dată a spus femeia aceea, am auzit că Dumnezeu vostru este Dumnezeu bun și Dumnezeu dragostei. Dumnezeii noștri nu fac altceva decât să ne inducă frică și, frică și frică și frică și frică și frică și noi slujim Dumnezeii noștri datorită fricii pe care diavolul a pus-o noi. Dar astăzi, pentru prima dată, în viața mea am aflat că Dumnezeu vostru este bun. E bun Dumnezeu tău. Poți să-ți o mână să spui, Dumnezeu meu este bun? Aleluia! Dacă este cineva aici în seara asta care poate să spună Dumnezeul meu pe care slujesc este un Dumnezeu bun. Aleluia! Ridicați mâinile! Ca semn să spunem diavolului că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun. Glorie Lui! Care astăzi vindecă, care astăzi botează cu Duhul Sfânt, care astăzi face minuni care astăzi mântuiește sufletele oamenilor. Nu se uită că e negru, că e alb, că e indiferent cum ar fi. El este Dumnezeu nostru. Slăvit să fie numele Domnului. Și <coughs> spunea femeia asta, eu nu mă mai duc acasă, așa cum sunt, mă, 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 ce vreau să mă botez. Vă dați seama, situația nu era... Am frații care era acolo, cunoșteau contextul și spunea ei așa, am un singur lucru de făcut, unul singur mai vreau să fac și restul nu mă mai interesează. <coughs> mă duc acasă, Acasă am 25 de Dumnezei, de zei, de statuiete, la care eu mă închin și m-am închinat și aduceam ofrande și făceam eforturi. Vreau să iau, să-i arunc undeva să nu-i mai găsească nimeni și de aici încolo fie ce-o vrea Dumnezeul meu. M-ați înțeles? Aleluia! Noi mergem acasă în liniște, noi mergem acasă în pace, ne așteaptă soția, ne așteaptă copiii și spunem slăvit să fie Domnul. Gândiți-vă că astăzi, în lumea în care noi trăim, sunt oameni care trăiesc aceste lucruri, le-am văzut cu ochii mei. De aceea ne rugăm pentru India, ne rugăm pentru Africa, ne rugăm pentru popoarele lumii, ca Dumnezeu să facă și să transforme lucrurile în așa fel, încât împărăția Domnului să fie lărgită, numele Domnului să fie binecuvântat în veci de veci. Mi-aduc aminte, în anul 2008, aveam pentru prima dată botez nou testamental la pușcăria din Oradea, era un efort după muncă din începusem eu cel puțin în 2002 și acum în 2008 trebuia să avem primul botez nou testamental în pușcărie din Oradea. Pentru că Domnul ne-a spus să ne ducem acolo, să ne ducem la pușcărie, să ne ducem în toate lucrurile. Foarte interesant că Domnul ne-a spus să aducem oameni aici și să ne ducem noi la ei. Dacă am făcut și asta, că avem biserică, slăviți să fie Domnul! Aici venim, ne înarmăm, ne, ne echipăm și ieșim afară să ducem Evanghelia mântuirii, este cel mai frumos mesaj. Nu există niciun mesaj, indivere, chiar dacă e mesajul păcii, indiferent care e mai frumos decât mesajul Evangheliei Domnului nostru Isus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și mi-aduc aminte că în acea zi, dimineață, la ora 12, când s-a terminat biserica, în Băile Felix s-a ridicat o femeie, era în partea stângă, și a spus, frate Ionel, zice, astăzi știu că soțul meu se botează, este închis, în pușcărie, este condamnat pentru 35 de ani. Nu, nu, nu m-am interesat, nici n-am întrebat pentru ce și -aș mai așa mai departe. Spunea așa, m-am rugat 12 ani. 12 ani de zile m-am rugat împreună cu fica mea, nu că ne-aș vrea să iasă din pușcărie, aș vrea mâine să întâmple asta, dar m-am rugat Domnului ca soțul meu să-L primească pe Iisus. 12 ani m-am rugat și zice, astăzi îmi pare rău, datorită situației care era acolo în penitenciar, rudele de gradul 1 nu aveau voie, dar mi-a dat o scrisoare, pur și simplu, mi-a dat așa o scrisoare, o scrisoare, pur și simplu, Ce frate Ionel, te rog, dacă poți, du-o la soțul meu. Am luat scrisoarea, am băgat o în buzunar, era ora 12, și am ieșit afară, am plecat repede spre penitenciar, am luat frații care, cu care trebuia să slujim acolo, dar Dumnezeu, Dumnezeul nostru, care știe și dacă închizi cartea, și dacă scrii ceva, El știe ce e acolo, El cunoaște inima ta, El cunoaște mintea mea, El ne cunoaște pe toți, lăuda să fie Domnul. Pe când ne pregăteam să slujim Domnului acolo, a venit comandantul, a venit a, a, preotul Lele, care sluja la penitenciar din Oradea, o voce mi-a spus, citește scrisoarea. Cum să citesc scrisoarea? Nu știam nici măcar ce scrie Dacă cumva în scrisoare, mai ales că n-ai voie să dai nicio scrisoare, n-ai voie să dai niciun obiect fără cuvințarea uh, celor care sunt acolo. Ei bine, am cerut permisiunea comandantului era acolo și a preotului care sluja în penitenciar. Am o scrisoare și vreau să o citesc. N-am spus nici a cui este, n-am spus nici de unde vine, ci pur și simplu am citit scrisoarea. Și când am citit scrisoarea, un bărbat, erau nouă, un bărbat înalt, la vreo 120 de kilograme, gândiți era din lumea interlopă, când auzit scrisoarea, a înțeles că scrisoarea lui era o de dragoste, era o scrisoare minunată, era o scrisoare deosebit de frumoasă. Și astăzi o păstrez în arhivă. În momentul când am citit scrisoarea, a căzut acolo, era primul dintre cei care erau la botez, a început să plângă am tăiat scrisoarea de citit, am băgat-o din nou în buzunar și am înțeles. Pentru o zi, Iisus Hristos. Dumnezeu Tatăl a luat această scrisoare și a dat-o în mâna Fiului Său Iisus Hristos și pe dealul Golgotei. De acolo de pe cruce, nu cum noi de la învoane sau de pe bancă sau cine știe din ce situație ne găsim citea cea mai frumoasă scrisoare de dragoste pentru noi. Pentru că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Și atunci am înțeles că Dumnezeu atât de mult iubește omul, încât e în stare și gata să facă orice ce. De aceea ne rugăm cu credință și cred din toată inima că Dumnezeu va binecuvânta România. Amin? Nu avem nevoie de nimic. Știți un singur lucru, acum am zis greșit, nimic. De sigur că avem nevoie. De o inimă mulțumitoare. Amin. Și vom vedea cât de minunate sunt lucrurile lui Dumnezeu. Când am văzut în India că sunt oameni care lucrează doar cât să mănânci, atâta orezia, după muncă de lucru, de, o zi de muncă, cât un orez, cât se bage în gură să mănânce pentru o singură zi, atâta e plata lui pe zi. Și nu avem mai mult decât asta. Marea mea bucurie a fost cu acest frate și nu numai cu el, ca astăzi acest om, ca printr-o minune, a ieșit din pușcărie la un an și ceva, niciodată nu l-am întrebat, acum nu de m-am întâlnit cu el la o conferință, Dumnezeu a făcut o minune pentru el și acum omul acesta slujește în pușcărie din Oradea. El este organizatorul, sau am organizat peste 10 poteze acolo la pușcărie din Oradea și oamenii se întorc la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul dragostei. Dumnezeu este Dumnezeul lui Daniel. Dumnezeul lui Daniel este Dumnezeul nostru. Amin. Așa mare bucuria a fost pentru mine. Și spunea, frate, un el caută scrisoarea. Dăm scrisoarea aia. Și el avea câteva poze, pentru că am făcut, atunci am reușit să facem câteva poze de la cel foarte frumos botez. Căci așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu scoate de pretutini de oameni și aduce la mântuire. Amin. Slăviți să fie Domnul felicit această biserică. Vă spun, sunt surprins pentru modul în care lucrează. Bineînțeles, ardealul nostru, Oradea, este binecuvântată. Avem foarte, foarte multe biserici. Dar ce am văzut aici, pentru mine, a fost, este impresionant și mulțumesc Domnului pentru acest lucru, pentru lucrarea care o faceți aici, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să lase harul lui, să îndrăsnim spre Domnul care face minuni, să îndrăsnim spre Domnul care botează cu Duhul Sfânt, să îndrăsnim spre Domnul care mântuiește și astăzi sufletele oamenilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunt multe alte lucruri care le-am putea spune în seara aceasta și nu numai. Ceea ce vreau să vă spun din toată inima mea este ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă așteptăm la Felix. Știți că și la Felix avem și apă rece, și apă caldă, și vară, și iarna. Și avem și o biserică în care uh, slujim cu ajutorul Domnului, chiar în mijlocul stațiunii, și ne bucurăm de marele har al Lui Dumnezeu, care ne va duce mântuirea și ne-a dat mântuirea, dacă nu ne întâlnim aici. Știți? Pe malul celălalt. Așa zice Domnul, să trecem în partea cealaltă. Într-o zi vom trece pe partea cealaltă. Pentru că biserica Lui Hristos... Marea Corabie, care se numește Biserica lui Isus Hristos, care îl are ca și cârmaci pe Marele Împărat, Marele Guvernator, cel mai mare marinar, a cărui barcă, corabie, vapor, n-a naufragiat niciodată. Vreau să vă spun cu siguranță, Biserica lui Hristos va ajunge dincolo. Rămâi în Biserica Domnului? Rămâi în Biserica lui Hristos, rămâi în Hristos și cu siguranță Domnul te va duce. Și ne va duce. Și vom cânta în glorie. Și a zis, Pavel, nu știu. A fost atât de minunat. Cuvintele sunt așa. Nu, mi-aduc aminte de o fetiță de 13 ani care Domnul a dat o, o răpire și spunea ea, încerca ea prin cuvinte, așa, prin gesturi. Ce nu știu cum să vă spun. E așa de frumos acolo unde e Vreți să fiți unde e Iisus? Dar înainte să vrem noi. A vrut El. A zis, Tată, vreau! știți când spui vreau? Știți, mai când vin copii și Tată, vreau, nu mă interesează. El nu se uită câți bani ai în buzunar. El se uită că trebuie să plătești ratele. Zice, Tată, eu vreau, nu mă interesează. Asta e jucăria mea și asta. Acum am primit de la un nepot. el are, încă are doi de zile. Și a primit tobe și a zis, tobe, el nu știa vorbi foarte bine. Și a început să bată din tobe că l-a văzut pe tata lui, că cântă la biserică și bate din tobe. Ne vom întâlni în cer acasă la Domnul. Până atunci, până atunci, voi lăuda pe Domnul. Ruga mea spre el se va înălța. Până în, zi, până în cea zi, când în cer voi ajunge, în ziua când îl voi vedea. Până în ziua aceea când îl vei vedea. Până în ziua aceea când toți îl vom vedea pe Domnul. Și el ne va fi binevoitor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin.